Este un alt moment din, să spunem, programul nostru centenar. Din loturile de autobuze pe care le-am retras gradual pe măsură ce am înlocuit parcul cu autobuze noi, am spus că trei dintre ele le pregătim să viziteze toată România și Iași o să salute România cea mare, așa cum a făcut-o și acum 100 de ani. Diploma de excelență și asistentul universitar, Dr. Sfântul Teodor Stanciu. Bună ziua, ce puteți să-mi spuneți despre acest eveniment? Astăzi ne aflăm la prezentarea publică a Caravanei Unirii, un proiect cultural dedicat tuturor românilor pentru a aniversa 100 de ani de la împlinirea unui vis, formarea României Mari, formarea unirea tuturor principatelor sub un nume. Pentru această aniversare am ales să personalizăm trei autobuze în culorile drapelului național, unul roșu, unul galben, unul albastru, pentru care am lucrat împreună cu studenții ai specializării design în cadrul Universității Naționale de Arte George Enescu Iași, 100 de simboluri care să redea aspirațiile, așteptările, bogățiile și sacrificiul românilor pentru înfăptuirea Marii Uniri de la 1918. De asemenea, cu sprijinul companiei de transport public, am modificat interioarele autobuzelor prin eliminarea o parte din mobilier, astfel încât să le transformăm în trei galerii expoziționale mobile, care să poată realiza un periplu prin întreaga Românie, poposind în marile orașe ale țării. Astfel, toți românii vor putea să descopere expozițiile din cele trei autobuze. În autobuzul albastru, o expoziție dedicată Iașului, capitala Renașterii Naționale, în perioada 1916-1918. În autobuzul galben, Iașul și România în timpul Primului Război Mondial. Iar în autobuzul roșu, toate cele 100 de simboluri cu explicațiile aferente. Proiectul a fost realizat de Departamentul Centenar din cadrul Primăriei Iași în colaborare cu Asociația Tram Club Iași, în colaborare cu Compania de Transport Public din Iași, cu Atelier Spre, cu arhitecții Tiberiu Teodor Stanciu, Ramona Costea și împreună cu 13 studenți de la Universitatea Națională de Arte George Enescu Iași.